Sute de polițiști, jandarmi și pompieri constanțeni vor asigura misiunea de ordine și siguranță publică cu ocazia Zilei Marinei Române. Asistența medicală de urgență va fi asigurată de unitatea primirii urgențe din cadrul Spitalului Județean. Peste 250 de jandarmi din cadrul grupării mobile Constanța, în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul Poliție Rutieră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Constanța, Garda de Coastă și Poliția Locală vor asigura ordinea publică și siguranța persoanelor care vor participa la sărbătoarea Zilei Marine Române, manifestare ce va avea loc luni 15 august între orele 9-14 în zona faleză Casino Portul Tomis. Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, jandarmii vor acționa în principal pentru protecția participanților, asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfășurării manifestării, prevenirea și combaterea oricăror fapte care aduc la atingerea normelor de conviețuire socială. Oamenii legii recomandă participanților la această manifestare să nu participe la eveniment cu bagaje voluminoase, să supravegheze în permanență copiii cu care au venit, să acorde o atenție deosebită bunurilor și obiectelor personale. Ca element de noutate, anul acesta, după discursurile susținute de la tribună și încheierea festivităților de deschidere între orele 10:45-11, se permite accesul publicului pe faleză în fața comandamentului flotei pentru a urmări exercițiul pe mare Forțele Navale 2017. Pentru a avea loc în această zonă, jandarmii vor constitui două prefiltre, unul în dreptul marelui Poavaz și unul în dreptul farului Genovez, pentru controlul bagajelor.